Bună ziua, este data de 4 martie 2017. Filmează în piață la Ceair Pitești. Este sâmbătă. Fac niște probe așa de canal să vedem cum merge treaba. Soția e la cumpărături. Oamenii sunt la cămașă, cămănică scurtă, foarte caldă. Bate puțin vântul. Poate se pregătesc de Paște, că vine Paște. Și la noi urmează să vină scrumbia. Am înțeles că a început crapul să meargă pe Dunăre la Tulcea. Căutați locurile cu buturugi și folosiți mămăligă sau boabă de porumb. Să ia și până la 2 kg și de la 2 kg mai sus, mai mari de 2 kg. Asta e informația din 3 martie 2017. Vorbesc cu prietenul meu de acolo, el chiar a prins. De fapt, mi-a zis că el pescuiește crap toată iarna. Acum a prins bine pe Dunăre. Deci una peste alta aveam impresia că peștele vine tot la apă caldă și dispar pește de pe Dunăre, ceea ce nu este adevărat. Că mai intră câte puțin pește, mai intră. Majoritatea stau unde s-au învățat. Prietenul era luat la Golești, doi șelai de 2 kg, a scăpat lângă barcă că a dat cu twistere. Micuț. Că s-a gândit că e primăvara și peștele nu deschide gura. Eu mă gândesc că poate să fie bun la să nu deschide gura el așa. Doar să pupe peștișorul. Alt pescar mi-a zis profesorul că trebuie să dau cu twistere mare. Deci înseamnă că se repede cam la orice. Vedem mâine dacă am vreo ieșire pe undeva. Să vă abonați la canalul lui Ivan Gabriel, o să pun filme acolo. Și am și un test pe canalul ăsta. Cele mai multe le pun pe canal Ivan Gabriel. Mișcare-i. Uite, doamne, ce șapcă avea. Așa aveam eu când eram călușar, șapcă din aceea cu sclipiciuri. Am jucat și călușul mai pe la tinerețe. Impresia că a venit vara de acum. Așa de cald este. Doamnă, tălică pe accesul interzis, fată. N-ai văzut semnul. N-ai tălică treabă, că ești din București, se mai întâmplă. Adică eram obișnuit că toate mașinile merg pe partea de jos încă. Dar liniștită că nu e local aici. Să sun pe profesorul, vă țin la curent, să vedem ce a făcut el azi pe Golești. A zis că se duce la șalou pe Golești. Ia uite mă, și-a luat spar cărămida. Păi îl înțelegem că e cu probleme.
Ia să vedem ce așa. Cu un băț amenință și-l fac acolo. Mai sunt și oameni ai străzi, conduși de alte spirite. Cu pădure fără uscături. Și ăla vrea să ia cărămida de sub mașină, dar nu știu, și o mașină. Înțeles cum o pun să cade. Mai fac și eu lucruri din astea. Să fie șoseaua frumos. Da, da, încă la baterie. Bateria aproape descărcată. Te vine și soția la cumpărat-o. E frumos. V-am lăsat să aveți o zi plăcută, sănătate, numai bine.